Bine ne-am reîntâlnit, dragi telespectatori. Îl avem alături de noi pe domnul Cristian Dima, președintele Consiliului Național ALDE și președintele ALDE Galați. Bine ați venit! Mulțumesc de invitație în această vară fierbinte. Rămăseserăm data trecută să discutăm și aveam ca de fiecare dată pe ultima 100 de metri de dezbătut câteva aspecte care din ce în ce mai mult par să fie stringente. Aș merge pentru prima dată să discutăm despre Programul Național de Redresare și Reziliență, care parcă, nu că nu merge, ci parcă se întoarce împotriva noastră. Haideți să vedem ce considerați că ar trebui făcut, ce nu se face și cum nu o să ajungem, practic, într-un viitor să observăm ceea ce ne-am dorit de la el. Foarte frumos ați spus problema. Într-adevăr, nu numai că nu avansează, ne se pare că el devansează niște termene în sensul negativ al lucrurilor, pentru că dacă ar reuși să le devanseze, trebuia să le punem din mai, dar noi nu reușim decât să avansăm cu termenele. Săptămâna care urmează, marți, cred că se discută despre aprobarea planurilor depuse, nu toate țările l-au numit Plan Național de Reziliență și Redresare, planurile de salvare scoaterea situației pandemice din economiile statelor europene. Sau măcar de echilibrarea ceea ce a însemnat impactul catastrofal pe care pandemia l-a avut asupra economiei. Exact, în încercarea de echilibrare. Exact. Se aprobă, cred că, 12 planuri de către Parlamentul European și despre România nici măcar nu se vorbește. Sigur că zilele acestea ministrul fondurilor zero, ministrul zero al fondurilor europene, din nefericire, ne spune că nu e o glumă. Păi, sigur că nu e o glumă, că dacă era o glumă, probabil că era și planul României aprobat. Dar, din nefericire, nu este nici măcar o glumă și România vorbește în această perioadă, ministrul fondurilor europene, care nu a atras fonduri europene, vorbește despre, sau ne aduce cu discuția despre, în noiembrie. În noiembrie, în condițiile în care state importante, care poate au suferit mai mult sau mai puțin decât România, dar cu siguranță economiile lor mai dezvoltate, reușesc să absorbă mai ușor șocul provocat de această pandemie. Țări precum Italia, Franța, Spania primesc aceste aprobări. Probabil că în România nu vom vedea aceste sume încasate, nici tranșe din ele, nici în noiembrie. Rămânem doar la faza de glumă și nu numai cred că nimeni nu mai vrea să vorbească despre glumă, pentru că economia lucrează doar în șuturi. Acum avem multe situații pe care nu reușim să le compensăm, inclusiv situația forței de muncă, care la începutul pandemiei ne situam undeva cu tinerii sub 7%, acum 3,7%, acum a crescut la 5%. Situația șomajului în rândul tinerilor, gradul de plecare din România este din ce în ce mai avansat. Nu putem spune că suntem într-o situație avantajoasă nici dintr-un punct de vedere. Nu numai că nu suntem într-o situație avantajoasă, dar dacă ne uităm în ceea ce se întâmplă acum în piața financiară, observăm că, din păcate, totul merge către o scumpire galopantă, de cele mai multe ori inexplicabilă. Dacă discutăm despre sectorul construcțiilor, în cel mai bun caz s-au dublat prețurile, unele dintre ele s-au triplat și vedem prețul fierului sau prețul celorlalte materiale. Dacă mergem pe coșul de consum zilnic, observăm că în piață plecăm cu mai puțin de jumătate decât am fi plecat acum doar 4-5 luni. O inflație care se anunță nu doar mare, ci cu niște efecte pe care încă nu putem să le intuim. Cum reușim să echilibrăm această tendință continuă de a crește inflația?
Tocmai prima discuție pe care am luat-o la această emisiune, în această emisiune a fost exact Planul de, Național de Reziliență, care ăsta este unul din rolurile pe care le are. Să încerce să compenseze dezechilibrele economice generate de pandemie. Și unul din dezechilibre, pe perioada în care pandemia a funcționat adânc în societate și a lăsat urmări grave, bineînțeles că vorbim de creșterea prețurilor. Producția s-a contractat, vânzările au scăzut dramatic în perioada de pandemie, toți operatorii economici s-au adaptat pieții, adică în lipsa vânzărilor, acum crescând în mod brusc cererea, oferta nu reușește să satisfacă. Inevitabil există creșteri de preț. Creșterile de preț le reflectăm în gradul de satisfacție a cetățenilor numită creșterea galopantă a inflației. Deși aproape în fiecare zi ni se comunică sub diverse forme și din nefericire și neplăcut așa și ministrul care nu numai că deține portofoliul de ministru, ci este și profesor universitar, șef de catedră într-o prestigioasă universitate din România, este rupt de realitatea, probabil că în avion distanța dintre Cluj și București este greu să mai ajungi să faci și cumpărături. Spune că deși producția de anul trecut la cereale și grâne a fost scăzută, foarte nu a crescut scăzut. Prețul pâinii. Bineînțeles că atât a trebuit să audă întreaga societate să izbucnească, să spună, frate, tu pe ce lume trăiești? Pentru că și sunt de luni de zile intervenții ale producătorilor, în primul rând, care spun că sunt limitați în a-și procura materia primă. Exact. Și de aici efortul pe care nu și l-ar fi dorit. Exact. Produsele nealimentare au crescut cu 5,7%, deci vorbim de o inflație severă, când mult peste limita europeană sau peste media europeană, că nu s-a stabilit neapărat o limită, dar peste media europeană. Prețurile pentru produsele alimentare acum în plin sezon nu a urmat un trend, dar așa cum ați spus foarte bine, prețul materialelor de construcție despre care vorbeam, Italia a investit 3-4 miliarde de euro în construcții, în sistemul Horeca, în sistemul de preluare a serviciilor și transformarea, modernizarea serviciilor. Toată lumea încearcă să rebranduiască un pic pentru a încerca să compenseze aceste creșteri de prețuri. Pe când noi, neavând resurse, reușim doar să ne împrumutăm. Cu 1300 de euro pe secundă, România a împrumutat într-un an de zile 44 de miliarde de euro care nu se regăsesc în economie. Am văzut o intervenție extrem de importantă cu cele 120 de milioane de doze de vaccin, care nimeni nu știe ce s-a întâmplat cu ele, dacă mai sunt în termen, nu mai sunt în termen, dacă am reușit să le punem în operă, cum s-ar spune. Cred că cei care au făcut această achiziție ar trebui să apară repede în Parlament și să dea seamă pentru această imensă cheltuială. Pentru că, așa cum spuneam, 1300 de euro pe secundă cu care s-a împrumutat România într-un an de zile, ajungând la 44 de miliarde de euro, este o sumă orbitoare, ca să nu spunem că s-a ajuns la o datorie publică de peste 50% din produs intern brut. Niciodată România în urmă, ultimii 30 de ani n-a avut o datorie atât de consistentă, ca să nu spun atât de mare, în condițiile în care guvernarea a fost preluată cu o datorie publică de 35%, adusă de la 37,5%, coborâtă la 35%, așa a fost predată guvernarea României și am ajuns, sigur, într-o perioadă în care am trecut prin pandemie, dar era indicat să vedem aceste sume, aceste colosale împrumuturi, să le regăsim în infrastructură, să le regăsim nu în circul din infrastructură, ci în infrastructură, să le regăsim în condițiile de infrastructura economică a României, să poată pune bazele dezvoltării durabile pe următorii 15-20 de ani a României.
printr-o economie să le găsim într-un loc în care ei vor, la rândul lor, vor produce acești bani. Nu doar vor fi în consum și atunci vor genera, la rândul lor, inflație. Aș vrea să ne întoarcem asupra acestui lucru, pentru că aș vrea să mai comentăm un aspect. Ultimele zile și media în general promovează cu destulă reticență această creștere cu 7% spectaculoasă a nivelului de redresare economică. Da? O explozie cu 7% față de așteptări. Pe termen lung s-ar putea să fie nu doar o bucurie, ci un necaz. Pentru că, de fapt, tot ceea ce vedem acum, din câte comentează specialiștii pe domeniul economic, și aici o să vă rog să interveniți, pentru că aveți și abilitatea și multe cunoștințe în domeniul ăsta, generate doar de consum. Deci, practic, de împrumuturi, de aceleași continui împrumuturi. Înainte de 2008 sau în perioada în 2008, mi-aduc aminte foarte clar când a ieșit de câteva ori Sărescu și a spus domnilor, economia se încălzește. Domnilor, economia se supraîncălzește. Atunci când dezvolți creștere, când generezi creștere economică doar pe consum, în primul rând te adresezi, din păcate, consumului provenind din importuri, debalanța economică a României crește într-un mod agravant, producând o mai mare crivasă în zona economică, ducând inevitabil la creșterea cursului, care cu greu probabil poate fi menținut sub 5 lei. Sperăm să rămână sub acest prag psihologic de 5 lei, că odată ce a spart pragul de 5 lei, creșterea până la 6 este greu de controlat. Este un prag psihologic pe care sperăm să-l reușească, să-l mențină Banca Națională, dar Banca Națională nu poate face minuni, chiar dacă adună premierii în interiorul companiei, în interiorul administrației Băncii Naționale, că nu este o companie, scuze. Bordului. Bordului, exact. Nu o să reușească să facă față dacă economia nu îl susține. Banca Națională are un rol de mediator, dar nici într-un caz de jucător semnificativ în acest domeniu. Încearcă să facă ce poate. Economia trebuie să, prin sănătatea ei, trebuie să susțină moneda națională. Dacă nu înțelegem asta, va fi foarte greu. Dacă această creștere economică va fi bazată în special pe consum, dacă înțelegem să continuăm exportul de materii prime în detrimentul produselor finite sau semifinite, acum se culeg grânele și se culeg recoltele destul de consistente față de anul trecut, nu se compară. Dacă am reușit să le reproducem și să le transformăm, să vină în economie sub produse finite, gen, de exemplu, foarte simplu, carne, care nu este neapărat un produs finit, dar este un produs procesat plecând de la cereale până la zona zootehnică. Dacă vom da în continuare, vom umple hambarele și le vom transfera prin șlepuri, vapoare, cât mai repede în extern, la prețul cel mai mic, atunci când este o mare presiune pe piață, nu vom avantaja economia. Așa că această situație nu trebuie să fie continuată dacă am avea o politică corectă de dezvoltare economică și atenția guvernării a plecat sub aspectul redresării economice a României. Advoluează atenția guvernării și de aspectul redresării economiei. Bun. Suntem într-o situație destul de gravă. Vorbeam și de acest prag psihologic de 5 lei. E foarte aproape, euro, de altfel. Este extrem de aproape, mult prea aproape și economia nu susține. Repet, este o situație foarte neplăcută, pentru că economia, această iluzie, această fata morgană a creșterii economice este bazată în special pe consum și constatăm că, de fapt, prețurile materialelor de construcții, care ar genera o plus valoare pe termen lung, au crescut nu cu 5% cât e vorba de produsele industriale, ci nu, au crescut dublat chiar și chiar mai mult. Triplat. Da. Și în general produsele care au o mare încărcare venite din import. Revenim la responsabilitate. Revenim la 44 de miliarde de euro, revenim la PNRR
revenim la dorința de a interveni, de a redresa, de a stabiliza. Pentru că, dacă ne gândim și la euro, cred că e o perioadă în care, în primul rând, ar trebui să ne gândim la stabilizare. Ulterior, la redresare, ne aducem aminte ce s-a întâmplat cu prețul combustibililor. În momentul în care au depășit pragul de 6 lei, au crescut până se apropiau de 7, doar pandemia a venit și a reglat prin... A redresat prin nefericitul non-consum generat de închidere. Dar pe termen lung, toate celelalte au început să cadă. Și atunci, dacă vorbim de responsabilitate, avem responsabilitate? De ce aș vrea să vă întreb asta? Avem două partide mari în coaliția, în arcul guvernamental, care au congres în toamnă. Suntem în iulie, vorbim de PNRR în noiembrie, dar în septembrie vom avea alegeri, nu se știe cine, cum va fi, fiecare microelectorat de partid va decide. Dar cu două partide aflate în competiție, cu două partide aflate în luptă deschisă și vedem ce se întâmplă, chiar cu atacuri care uneori trec de o limită a decenței politice regăsibile până acum în întreg eșichierul, cum vom avea această responsabilitate de care vorbeați și la care doreați să faceți apel la de a se reveni? Tocmai constatăm cu toții că în plină fierbințeala verii nu există stabilitate guvernamentală. Neplăcut. Pentru că, în opinia mea, mă așteptam ca, pregătindu-se de guvernare, partidele care își doreau să intre la guvernare trebuia să-și facă alegerile înainte de guvernare. Atunci este o alegere corectă. Când vorbești de alegeri în perioada în care te afli la guvernare, sigur că involuntar deschizi frigiderul și folosești produsele pe care le găsești acolo. Sigur că acel frigider nu este al tău personal, este o gestiune care ți-a fost împrumutată și pe care trebuie să o gestionezi în mod corect pentru hrănirea întregii populații, dacă ar fi să vorbim într-un mod plastic. Pe când se pare că utilizăm produsele din frigider în mod discreționar sau cealaltă parte utilizează măciuca organizațională în mod discreționar într-o competiție nefavorabilă României. Foarte neplăcută situație prin care cele două partide mai mari care se află la guvernare, de fapt, se află într-o competiție internă și se află și într-o competiție între ele, pentru că din experiența, din datele pe care le am eu, niciodată un partid, membru unui partid nu s-a apucat să înregistreze membrii altui partid. De fapt, nu facem decât circ. Nu dăm pâine, dăm doar circ. Asta vrem să aranjăm. Că partidul care a ajuns în mod accidental la guvernare nu a generat valori. Ca drept dovadă, ministrul fondurilor europene numit ministru zero, ministrul sănătății schimbat într-un mare circ, înlocuit fără să gândim vreun beneficiu asupra sănătății românilor. Și lista ar putea continua. Ministrul transporturilor care face spectacol în fiecare zi nu ne face spectacol rutier, nu ne face spectacol feroviar, ba din contra vrea să închidă șantiere, vrea să închidă lucrări, nu dezvoltăm altele, nu ne anunță că a mai deschis 50 de kilometri de cale ferată, 50 de kilometri, ba vrea să închidă infrastructura, vrea să închidă CFR-ul, să-l comaseze, să facă tot felul de schimbări. Ne mai vorbim de ministrul economiei, care însăși prin denumirea lui ministrul economiei înseamnă că are pe spate, pe umeri, întreaga responsabilitate a economiei românești, se joacă de acțiunile și de declarațiile publice cu patrimoniul României. Ba, vorbim de Roșia Montană, că nu vrem să-l punem la patrimoniul UNESCO. Ba, vorbim de cel mai mare prestator de servicii de transport aerian, Tarom, de care spuneați. Ba, vorbim de Sarrom, care discutăm că ba îl privatizăm, ba nu îl privatizăm. 2% statul român va câștiga. În momentul ăsta Sarrom are 49% statul român, 51% statul român. Am anticipat ce vrea el să facă. Da. 49% fondul proprietatea. Fondul proprietatea
s-a demonstrat prin listarea lui de la bursa din Londra că nu a suferit o mare, o mare fericire, că n-a beneficiat de o mare fericire, că nu ar putea fi o suferință asta, ci din contra acțiunile n-au fost foarte bine vizate și atunci fac presiune, le fac agenda celor pe care i-au sprijinit să le face agenda celor care i-au sprijinit să ajungă pe poziții și spun, bă, statul român trebuie să mai vândă 2% din sar rom. Din istoria României este legată parțial și de sare. Dacă vorbim de sectoare strategice, bineînțeles, vorbim de sector strategic al României și vorbim de 2%. Credeți că România s-ar îmbogăți dacă ar vinde 2% din acțiunile de la Salrom, de sarea, cel care exploatează și are în proprietate toată sarea din România, toți munții care conțin și toate resursele de sare din România sunt conduse ca strategie doar cu 2%. Dacă vinzi acești 2%, altcineva îți va face strategia munților tăi și exploatarea. Și să nu ne uităm prea departe decât la partea de cherestea, la partea de cât de frumos se exploatează partea de rezerva lemnoasă a României. Așa că, care se transformă în ce și ce calea. Toate aceste lucruri ne arată... La ce preț pleacă și la ce preț se întoarce. Se întoarce, exact. Ca și scântei din ea sau ca și așchii din masa lemnoasă a României, gestiunea ei este nefericită. Toate aceste lucruri ne duc cu gândul că, de fapt, cei care ocupă în mod temporar și efemer aceste funcții nu gândesc cu capul lor, ci li se face o agendă și ei ies cu niște declarații publice, pentru că niciun român nu ar avea această abordare. Și toate acestea se întâmplă în timpul unei competiții interne nepotrivite acestei perioade. Cred că nu asta era varianta lor, trebuiau să ocupe de guvernare, pentru că și-au asumat guvernarea, nu se facă o competiție internă. Și bineînțeles că și Galațiu a suferit o situație nefericită atunci când a fost înregistrat un parlamentar din Galați care spunea că este dispus să facă orice. Ce poate face un parlamentar când spune orice? Adică nu spune numele lui personal, nu folosește, din păcate a folosit un jargon de stradă, de Maidan, așa, bă, fratele meu, fac orice pentru a-mi ține. Și acest orice, de fapt, ce spunea? Că trebuie să-și câștige o președinție. Cred că nu ăsta era scopul nostru. Cred că scopul nostru era să conducem România așa cum ne-am asumat-o, prin actul guvernamental, în mod corect. Eu cred că nu s-a putut abține. Îmi pare rău pentru această abordare. Nu aș fi vrut ca Galațiu să fie vedetă în acest domeniu. După părerea mea, a dus până la capăt ceea ce a cerut. A cerut să-i mențină niște oameni pentru a câștiga președinția, a candidat și a câștigat președinția filialei. Cred că îi va ajuta pe cei care au întocmit dosarul să îl închidă mai ușor, pentru că au dus lucrurile până la capăt. Dacă se avea puterea să se oprească, la un moment dat, poate nu ar fi dus dosarul până la capăt. Dar, în fine, cred că această instabilitate produsă de în care premierul spune s-au întâlnit președinții de partid care de fapt conțin actul guvernamental sau fac parte din actul guvernamental să se întâlnească în calitate, s-au întâlnit în calitatea lor de parlamentari și nu în calitatea lor de membri ai bordului care conduc România. Și acest spectacol nu cred că ne arată decât că crește inflația, ne împrumutăm cu 1300 de euro pe secundă fără a avea o evidență clară, cumpărăm sute de mii de doze, de milioane de doze de vaccin care nu reușim să le promovăm și să convingem populația să se vaccineze în rural și tot așa. Cred că s-ar fi putut, revenind de la alegeri, amâna, cred că, aceste congrese, așa cum s-au amânat chiar alegerile parlamentare. Și locale. Și locale. Cu 6 luni. Deci, iată, s-au putut amâna niște alegeri la nivel național și niște alegeri pentru... E foarte important, de care țin de bugetul național, țin de bugetele locale, a trebuit să muți din mai până în septembrie. Foarte corect a spus problema. Electoratul va fi cel care va decide. Din păcate, ar fi trebuit să mai abordăm un subiect pe care o să-l amânăm pentru următoarea noastră întâlnire. Chiar dacă va fi un pic mai
târziu, dar poate va fi un pic mai clar atunci. A fost caldă perioada de alegeri din Republica Moldova, știm cu toții ce s-a întâmplat. Aș fi vrut să abordăm această spectaculoasă creștere a aurului și în Republica Moldova, așa cum și la noi, în sondajele care apar și circulă, există o creștere spectaculoasă undeva la limita în care deja s-a ajuns procentul USR-ului și chiar urmează a fi depășit. Am luat 1%, dacă mi-aduc aminte bine, în Moldova. Pot să spun așa cu, nu știu, cu tristețe că parcă moldovenii au fost mai deștepți decât noi? Da. Aș spune că moldovenii probabil au avut mai multă răbdare. Or fi latura noastră ardelenească. Cred că da. Vă mulțumesc mult pentru prezență și vă aștept să dezbatem în continuare situația politică locală și generală într-o perioadă în care poate veți veni și cu, Doamne ajută, niște vești mai bune. Și poate se vor termina și tulburările din interiorul partidelor, din arcul guvernamental, iar opoziția își va face ceea ce știe mai bine, datoria de a amenda toate derapajele. Mulțumesc pentru invitație. Iar dumneavoastră, stimați telespectatori, rămâneți sănătoși. Toate cele bune.